Bună și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre mine, pentru că vreau să mă cunoașteți mai bine. Vreau ca voi să mă cunoașteți puțin mai bine. Deoarece cred că a venit momentul să vă spun și eu câteva lucrușoare despre mine. Nu o să fac neapărat, nu știu, 50 de lucruri despre mine sau 15 sau 20. O să vi le spun așa, pentru că mi le-am notat aici pe o agenda, pe agenda mea. Și atunci o să le citesc de aici, o să vi le spun așa, cursiv, cum ar veni. Am văzut că m-ați întrebat, mi-ați sugerat prin comentarii să fac un astfel de videoclip prin care să mă prezint, să vă spun câteva lucruri despre mine, așa că mă conformez și vreau să încep prin a mă prezenta. Deci, să-i dăm drumul, da? Încep prin a mă prezenta, numele meu complet este Dinu Andra Mihaela. Inițiala S de la canalul meu, S Andra, vine de la numele de familie al iubitului meu. Am zis că e un pseudonim potrivit și l-am pus așa, am pus inițiala asta S și pentru că mie îmi plăcea înainte numele ăsta Sandra, când era mică, deci încă o chestie despre mine. Nu îmi plăcea deloc numele meu, numele Andra, și mereu ziceam, mă gândeam eu așa și eram supărățică, de ce mama nu mi-a pus măcar Sandra sau Andreea, Alexandra, în loc de Andra, deci orice în afară de Andra. Și acum s-a potrivit așa S-ul ăla, puteți citi Sandra, cum doriți. Eu v-am explicat de la ce vine ca să știți de ce. Pe mine mă cheamă Dinu, dar am acolo S. Andra. Sunt născută pe 7 octombrie 1990, deci am 30 de ani împliniți. M-am născut în București, unde și locuiesc în prezent. Sunt în zodia Balanță. Știți, balanțele sunt așa, sunt destul de drăguțe ele. Adică avem și fețe drăguțe, suntem diplomate, suntem nebunatice, suntem de sufletul petrecerii, să zic așa, adică, sau mă rog, ne place să petrecem, suntem de viață, dar suntem și, adică, ne și supărăm repede. Un alt minus ar fi și că ne răzgândim repede, cel puțin eu așa sunt, adică o să vorbesc în numele meu. Cum să zic, după ce că mă hotărăsc greu, imediat există pericolul să mă și răzgândesc. Deci, da. De felul meu sunt optimistă sau... Încerc să fiu, măcar. Îmi place să râd mult, râd din orice, aproape, dar în același timp îmi place să fiu și un pic sarcastic, așa. Îmi place sarcasmul, adică mi se pare interesant să poți să-l înțelegi. Sunt nebunatic, așa, sunt puțin agitată, adică sunt câteodată pe repede înainte, câteodată pe lent. Exact ca o balanță. Când sus, când jos, adică nu stau bine la punctualitate. Nu mi este niciodată să fiu punctuală sau, mă rog, aproape niciodată. Hai să nu exagerăm. Da, nu știu de ce. Deși mă chinui, chiar dacă mă trezesc mai devreme, dar dacă mă trezesc mai devreme și mă pregătesc mai devreme, de fapt, asta vreau să zic, ca să ajung undeva sau să fac ceva, să termin ceva în timp util, e mai rău. Că am impresia că am timp mai mult și zic că lasă că am timp, mai am. Și nu, deci nu. Iarăși nu stau bine sau atât de bine precum mi-aș dori la capitolul organizare, da? Și la trezitul de dimineață, da? De câțiva ani nu mai pot să mă trezesc la ora 5, foarte greu mă trezesc. Chiar și când am ceva de făcut și sau vreau să fac ceva anume, nu mă pot trezi, pur și simplu. Nu știu ce se întâmplă, am obosit, am pierdut foarte multe nopți la viața mea și acum le resimt. Nu știu. Se poate, orice e posibil. Sau vârsta. Da. Și de asemenea am observat că am un pic de trac de cameră. Nu mă simt confortabil cu oricine să îmi facă o poză sau nici atât să mă filmeze. Și chiar și în momentul când stau eu singură și mă filmez, cum fac și acum, tot mi se pare un pic caiurea, un pic ciudat. Nu știu, mai ales dacă fac o pauză între filmări, e ca și cum o iau de la capăt, iarăși e prima dată și mi se pare ciudat și așa. Ca pasiune, am trecut eu aici, hobby-uri, mă rog, nu știu, am foarte multe, adică îmi place să fac foarte multe chestii și sunt pasionată de multe lucruri din astea, gen
superficiale, să zic așa, cum ar fi parfumurile, make-up-ul, hainele, fashion, da? Nu știu, tot ce ține de beauty, așa, pentru o femeie, bijuterii, accesorii, care includ genți, curele, bentițe pentru căpuți, nu știu, diverse din astea, genți, v-am zis, da? Cărți, într-un timp citeam și eu mai mult, acum am făcut o pauză cam mare în care nu prea am mai citit, am început câteva cărți, le-am lăsat așa, vreau să mă apuc din nou, am cărți, dar le țin răsirate pe aici, pe acolo, pentru că nu am un loc al lor, îmi doresc să am ca o bibliotecă, bibliotecuță așa, în care să le pun pe toate, dar da, asta probabil în viitorul apropiat, să zicem, să sperăm. Ok. Stați să citesc aici, să vedem, să nu-mi scape ceva. Da. Ok. Cam atât am scris eu. Bine, acum mai îmi vin în minte chestii. De exemplu, îmi place să călătoresc, îmi place să merg la munte, îmi place să escaladez, să mă plimb, să explorez munții, cum ar veni. Nu doar să merg la munte să beau o cafea acolo. Nu, îmi place și asta ca o relaxare, dar îmi place, de mică îmi plăcea să merg, să urc pe munte, așa, să simt greutatea aia, să fac efort. Îmi plăcea foarte mult. Da. Îmi place și marea. La fel de mult ca muntele. Am trecut eu aici partea de studii. Liceul l-am terminat la Colegiul Național, de fapt, Ion Luca Caragiale, din București. Este undeva pe la Aviatorilor, pe acolo, zona de Romanți. Facultatea de Științe Sociale și Administrative, secția Administrație Publică. Am ca și cursuri. Cursul de make-up, da, am un curs de make-up, dar este foarte vechi și nu am reușit să-mi iau diploma de la fetele alea de acolo, oricum era undeva într-un apartament, nici nu cred că era valabil cursul și nu era acreditat, nu știu sigur, nu mai țin minte, au trecut ani buni de atunci, deci oricum nu am diploma, e ca și cum nu e valabil. Coafor, da, am început o școală de coafor, este o școală din asta la un liceu, nu mai țin minte exact, dar sigur știți dacă sunteți din București, știți sigur, e pe undeva pe la Grozăvești, pe acolo, în zona aia, nu mai țin minte exact. Și asta s-a întâmplat acum vreo 6 ani, cam așa, da. Dar m-am răzgândit pe parcurs, am zis că nu e de mine. Apoi m-am înscris la cursul de manicură-pedicură. Iar acolo nu mi-a plăcut deloc anturajul, atmosfera, colegii, colegele. Nu, acolo chiar nu era de mine. Nu mă regăseam și am renunțat. Am zis că oricum eu nu vreau să fac manicură pedicură. Eu aș fi vrut de mult dinainte de cursul ăsta de manicură pedicură. Am vrut să mă apuc de cursul de tehnician de unghii. Mă rog, sau cum știm toți, unghii false. Na. Așa. Și atunci am zis lasă că opresc cursul de manipedi și îl începe cel de tehnician de unghii sau nu știu care este ceva denumirea exactă în termeni, îmi stă pe limba, o să vă las scris pe aici pe undeva. Ca sport, așa, am făcut volei în școala generală, îmi plăcea să joc volei, am făcut dans sportiv când eram mai micuță, am făcut dans modern când eram un pic mai măricică, pe la sfârșitul clasei a 7, așa, cred că eram, nu mai știu sigur. Am mers la Palatul Copiilor, acolo făceam cursurile de dans modern și am prins chiar, am participat la un spectacol sau două, nu mai țin minte. Și am mai făcut gimnastică, m-au dat ai mei când eram mică, dar la Dinamo, dar nu mai aveau cum să mă ia, să mă ducă, era foarte complicat și atunci s-a renunțat. Ca serviciu, cam de 2 ani așa aproximativ, lucrez în cadrul unei firme care se ocupă cu securitatea fizică în muncă. Este un domeniu nou pentru mine, dar am început să-l înțeleg, îmi place și, mă rog, fac și alte activități gen de secretariat. Divers. Iubesc animăluțele. Când eram mică îmi plăceau câinii foarte mult și nu sufeream pisicile de niciun fel, dar de când cu iubitul meu am învățat să iubesc și pisicile și acum le ador, nu că le iubesc, le ador. Și cățelușii la fel și bineînțeles și copiii, dar na, asta e separat. Am notat eu aici permis de conducere, da, din 2015 am, dar nu am mers zi de zi pentru că am avut o problemă cu mașina, am făcut pauză, nu am condus foarte mult, așa că nu pot să zic că am experiență de 6 ani de condus.
Nu am frați sau surori, sunt singură la părinți. Uite, asta am mai notat eu aici mai jos, cred că după ce mi-am adus aminte, chestii care îmi plac, ce îmi place să fac, să, mă rog, am notat că sunt pasionată de istorie și de tot ce ține de univers, da? Și de YouTube, pentru că mă uit de foarte mult timp eu pe YouTube, la diverse domenii, fete, categorii, nu știu, orice. Îmi place să fac cadouri, să dăruiesc, îmi place să și primesc, bineînțeles. Pentru că îmi place să văd ce văd oamenii, că, nu știu, că așa grea eu sau ce gândesc ei despre mine, ce, nu știu, e o chestie acolo, o experiență. Așa cum și mie îmi place să dăruiesc, tocmai în ideea asta. Da? Sunt obsedată de spălatul la cap și de gelul de duș. Da. Aveam o perioadă când aveam părul foarte lung și des și mă spălam în fiecare zi, chiar de 2 ori pe zi la cap, adică nu conta, pentru că și era și vară, țin să menționez, era vară și transpiram, na, vă dați seama, și mă udam aici, voiam să mă spăl neapărat. O perioadă am renunțat pentru că, știți, doctorii zic că nu e bine să te speli la cap în fiecare zi, mă rog, nu știu ce. Eu nu ascult de treaba asta, adică, ok, acum să zicem că poate nu mai am timp să mă spăl în fiecare zi la cap, dar măcar a doua zi mă spăl, adică o zi, dar una nu. Și atunci folosesc șamponul uscat, dar de cele mai multe ori încerc să fac tot posibilul să mă spăl în fiecare zi la cap, pentru că și scalpul miroase, adică nu vreau să intrăm în detalii acum aici, dar da, v-am zis de ce sunt eu obsedată de spălatul la cap și de gelurile de duș. Îmi place să am multe cu diferite arome, îmi place să încerc, îmi place experiența din duș de acolo. Da. Ok. Ce am mai spus eu aici? Voiam să vă zic tipul meu de ten, pentru că, na, fiind un canal care nu este specializat pe o anumită categorie încă, adică vedeți că eu vară și hauluri, produse terminate, hăinuțe, parfumuri, v-am arătat și produse de beauty, așa, make-up, așa că cred că e importantă și chestia asta, tipul meu de ten, adică care este gras sau mixed gras, de fapt, pentru că am și zone uscate și am perioade când este mai uscat decât gras, da? Adică este, nu știu, 60% uscat și 40% gras. Ok, mai departe, mâncarea preferată, am scris eu aici, am așa. Stați, că am făcut o săgețică, da, și ca fast food, să zic așa, mă rog, mâncăruri din astea, nu homemade, nu de acasă, gătite. Îmi place cel mai mult mâncarea chinezească, apoi pizza și paste, nu pot să le pun decât pe locul 2 pe amândouă, da? Și ca mâncare gătită, știu că da, poate nu e foarte finuț pentru o femeie, dar îmi plac sarmalele, da, în special cele ale mamei mele, deci sunt moartă, terminată după ele. Când e Crăciun, se știe, sarmale, ea face, sunt belea, 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 deci îmi plac, nu știu, nu am mâncat la nimeni ca la mama. Băutura preferată, aici mă refer la suc, eu nu prea eram așa cu sucurile, în special cele acidulate și nu sunt nici acum, în schimb îmi place natural, să zic așa, mă rog, adică fără acid, îmi place cel de la Timbark, de portocale, fără pulpă, deci precizez, fără pulpă, și Funner. Și mai îmi place și acela de la Rauch, sau nu știu cum îi zice, și Santal, îmi plac și astea, dar în special Timbark și Funner îmi par cele mai bune, cele mai gustoase. Și ca băutură cu alcool, îmi place Hugo, Aperol, Pina Colada și mai ce? Mai îmi plăcea ceva. În fine, cam astea. A, și ca suc natural, natural, îmi place socata, adică făcut gen în casă, na. Nu prea sunt eu cu ceaiurile așa, încă sunt în căutare de un ceai bun. Dacă știți voi, recomandați-mi și mie, vă rog, și vă mulțumesc. Nu fumez, să știți. Florile preferate am notat eu aici. Tuberoză, da, îmi place pentru miros cel mai mult. Îmi plac ortențiile, pentru formă și culoare, deci sunt minunate. Ce mai zic, bujor, da, trandafir și crin. Cam astea așa, în mare. Dar îmi plac aproape toate florile, pentru că toate sunt frumoase în felul lor. Prăjitură preferată. Tiramisu, albă ca zăpada, prăjitură Fanta și chec, pandișpan. Sau pandișpan cu vișine. Da? Ok.
Am zis eu aici că nu-mi place politica, în cazul în care vă interesează și vreți să abordăm vreodată un subiect. Nu. Ok. Mare munte, am zis da. Și, în special, deci îmi place să merg la mare vara, nu prea îmi place să merg la munte. La munte îmi place să merg iarna, adică eu așa le văd. Măi, marea e pentru vară, muntele e pentru iarnă. Știu că poate nu sunteți de acord cu mine, dar în mintea mea așa s-a înrădăcinat ideea asta de când eram mică. Așa mergeam cu ai mei, iarna la munte și vara la mare, pentru că probabil nu-și permiteau să mergem vara și la munte și la mare. Și atunci, na, alegeau cam ce era așa logic, să zic, cel puțin pe vremea aia, da? Sau ce era pentru bugetul lor, na. Ok. Sunt o fire răbdătoare, am uitat să vă zic, da. Am răbdare și cu oamenii și în general când e să aștept la o coadă sau ceva, adică nu mă agit așa, vai, dați-vă la o parte să intru eu, să... nu, decât dacă e ceva urgent, nu știu, de... trebuie neapărat rezolvat atunci. Da, în cazuri din astea, ok. Dar așa, în general, sunt destul de răbdătoare. Și ca penultim lucru, vreau să știți că nu sunt o fire super, extra, mega socială, așa, adică mai ales dacă sunt într-un colectiv nou, să zicem, într-un grup nou de prieteni, de oameni, nu o să mă duc eu acolo să, poate nici să mă prezint măcar, adică să mă bag în seamă, bună, eu sunt Andra, nu știu ce, nu, cam rar, nici să mi se audă mie gura pe acolo, adică nu am chestii din astea. În schimb, dacă vii și mă întreb ceva și te prezint și așa, da, vorbesc, nu întorc spatele și plec. Dar nu sunt genul ăla de, nu știu, așa, să mă bag în sufletul omului sau să fiu așa mai tupeistă, să merg să, să-mi fac intrarea în diverse locuri. Nu, nu prea. De-aia nici nu prea mai am așa mulți prieteni. Am 3-4 fete cu care țin legătura și sunt prietenele mele mai vechi, de mai... de mulți ani, da, pot să zic de mulți ani, și cam atât, adică e ok, îmi sunt de ajuns și extra mega suficiente, știți, nici ce e prea mult nu e bine, strică, mai puțin și mai bine, mai calitativ, dar da, bine, aici mă refer la prieteni, adică nu la rude, da, pentru că, bineînțeles, și rudele le consider prietenele mele, prietenii mei, dar... nu e, ele sunt rude, da? Sunt din sânge sau ceva de genul, mă rog, chiar și cele prin alianță. De exemplu, cumnata mea, ambele cumnate de fapt, mă înțeleg foarte bine cu ele și le respect și le iubesc și așa mai departe și le consider prietene, dar nu le pun ca prietene cum sunt fetele astea pe care le cunosc de mai mulți ani. Sunt, na, ați înțeles voi ideea. Și ultimul lucru pe care vreau să vă zic despre mine este că am doi părinți minunați pe care îi iubesc foarte mult și un iubit la fel de minunat pe care îl iubesc și pe el la fel de mult, și mă bucur că i-am alături de mine. Sunt o norocoasă, ce să zic, da? Cam atât, nu știu, v-am zis chestii care nu sunt chiar nici foarte superficiale, dar nici așa, nu am intrat foarte mult în detalii și în intime și chestii din astea, pentru că am vrut să fie ceva light, așa, să ne relaxăm, să mă cunoașteți puțin mai bine, așa, treptat, adică, na, nu pot să intru chiar în toate detaliile și amănuntele, așa, deodată. Poate pe parcurs vom aborda și alte subiecte, nu știu, lăsați-mi și voi în comentarii ce ați vrea să vă mai zic, să vă mai povestesc, ce subiecte vreți să abordez, nu știu, ce vreți voi, vorbim acolo în comentarii, că, sincer, și pentru asta mi-am făcut YouTube. Da, mă gândeam să, înainte de clipul ăsta, m-am gândit să fac un clip cu ceva de genul de ce am început YouTube, da? Dar cred că o să-l amân și o să-l pun pe ăsta întâi, exact în ideea asta de a ne cunoaște un pic mai bine, mă rog, voi pe mine. Și apoi o să-l pun și pe acela în care o să vă explic eu mai multe chestiuțe, mai în detaliu, da? Cam atât pentru azi. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, dacă nu, dați-mi dislike, nu mă supăr. Măcar știu că sunteți acolo, e ok. Da, abonați-vă dacă vreți, dacă vă place de mine, de măcuța mea. Și ce să zic, vă urez o zi sau o seară minunată, vă super pup și ne revedem la următorul videoclip.